Salutăm! Azi revenim cu un nou videoclip de acasă și în videoclipul de astăzi vreau să stropim părul. Piersicul, să repetăm stropirea și la avem doi meri Starkinson. Prima dată o să merg să vă arăt cum arată părul. Să nu bată soarele, să vedeți. Uitați, a fost atacat. Acum trebuie să-i dăm stropirea. Iar la piersic am dat și acum o să îi repetăm din nou stropirea. Nu știu de ce, doar părul ăla a fost atacat, vedeți, în rest arată pomii foarte bine. Nu știu ce s-a întâmplat. Și acum o să dăm cu un insecticid și un fungicid. Bineînțeles că nu o să mai dăm cu același cu care am dat tura trecută. Dăm cu altceva ca să nu să obișnuiască păduchii și ce au cu soluția. Și la fungicid folosim un Signum. Să pune la 10 litri, eu totdeauna când fac cantități mai mic pun la 8,5-9, iar ca insecticid Movento, că e la fiolă, dizolvăm bine într-un borcan sau ce aveți, după care băgăm în șpriț. Eu folosesc de câțiva ani un șpriț electric de la micul fermier, își face treaba foarte, foarte bine. Ideea e să nu îl ținem iarna în frig ca să înghețe acumulatorul. Dacă îngheață, după un timp o să aveți probleme cu el. Și mai altă problemă, să nu rămână pentru cei care aveți iarna apa pe această tijă aici unde e robinetul, pentru că aici sunt făcute din plastic și o să crape. Chiar acum am un vecin care îmi spunea că i-a crăpat. I-a crăpat din cauza că a înghețat iarna apa la ținut. Acum o să mergem să-i dăm. Prima dată o să dăm părul. După care mergem și la piersic. Mai dau drumul. Dăm din toate direcțiile, mai ales pe mijloc, pe jos, putem da și pe trunchi. Nu știu ce s-a întâmplat, acum frunzele astea bășicate o să pice și o să rămână doar cele care trebuie. Acum mergem și la... Uitați, piersicul, au început deja cele de tura trecută să pice, semn că își revine. Restul pomilor toți sunt impecabil. Na. Cam asta e, tot timpul să îmbinăm un fungicid și un insecticid și dacă se poate a doua tură să nu mai dăm când repetăm stropirea cu același. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!